Astăzi o să jucăm un episod foarte special de Stumble Guys, deoarece, indiferent câți bani câștigă Cristina, dacă nu face un crowning până la urmă... Ce, se schimbă regulile? Îi pierde pe toți. Nu cred. Bă, da, scopul este că tu aduni pe planșă bani, 5 lei, 10 lei, dar dacă nu faci acel crowning până la urmă, vei pierde tot, Cristina, asta este meritul, pentru că așa ziceau ăștia, bă, face ea cu țărâit, așa, face ea... Nu cred! Cine a zis asta? Băi... Unul fel. Haide... Să știi ceva, eu accept acest challenge pentru că în felul ăsta mă motivează să devin din ce în ce mai pricepută la acest joc. Event. Dar știi ce? Eu zic să facem episoade mai dese. Hai să vedem acum. Că poate hai să vedem. Event. Avem ceva pe aici, event. Stai puțin să-mi dau și o seama jo, unde e. Dar lasă-mă că mi-am dat o seama. Ok, sunt mai dreapta. Aici așa. Sunt aceeași ca la trecută, deci s-ar putea să... Să, s-ar putea să am ceva ce șanse, nu? Una din fiecare, începe cu hai să, prima. Dar vreau neapărat să apăsați butonașul de cocul like aici, să mă susțineți, vreau să văd. Pentru că dacă voi apăsați, facem mai multe episoade și asta înseamnă că devin din ce în ce mai pricepută. Astăzi este ultima zi când poate să jucăm eventul ăsta, da? Da? Da. Păi și de ce nu știu de mai demult, dacă e șmecherie? Adică e ăla pe care l-am mai jucat, nu? Da, adică mai ține doar 4 ore, bun. Ultima zi. Oh, ce păcat! Mi-a plăcut super tare. Ăla la care începusem eu deja să mă pricep, nu? Nu, ai pierdut, că s-a pierdut înghețata. Bine, bine, dar eram cât pe ce? Nu o să uit niciodată acel moment al meu de aproape glorie. Ia uitați, suntem aici pe insula piraților. Mamă, ce șmechirie. Ea crede că câștige. Hai mă, că o să câștig, dar țineți în pumnii, doar așa câștig, dacă îmi țineți pumnii. Asta e de 5 lei, hai să vedem. 5 lei. O motivez pe Barbie prima, uite Barbie ce face Barbie pentru 5 lei. Oh, my God, oh no. Iar dai prea repede. Da? Click. Mersi pentru spatele. Stai și stai puțin. Hai să vedem, oare mai țin minte? Știu că am tocit data trecută. Asta era planșa la care am fost o tocilară. Hai să vedem. Sunt dacă mai dai bac o dată. Chiar apropo, cum e bacul? A fost cum s-a descurcat lumea. Un capion ce-a picat pe acolo. Vai, chiar nu știu care au fost subiectele la bacalaureat. Faza este că nu au fost subiecte, nu a fost Harry Potter sau ceva. Bă, Barbie! Ia uitați. A fost greu. Ia uitați-mă, oameni buni, cum mă descurc, ce părere aveți? Se pare că am tot și data trecută, dar am și ținut minte. Da, mă, dar important e să mă calific, nu trebuie să fiu prima aici, păi, nu? Dacă nu ești prima, atunci și pe viitor ăștia o să te întrece. Aaa, tu după principiul ăsta funcționezi, hă? Aaa. Am înțeles. Tu te califici acum, pentru 5 lei, dar dacă nu faci crauni, nu pierzi toți din ei. Of, Doamne. Dar exact în piata ai dat. Nu știu ce, am avut impresia că o să fie o bombă și o să explodeze și o să scap de ea. Au, nu! Te rog, nu bate pe Barbie. Stați, mă, stați! Vai, nu cred. Stai că l-ai mai varză decât mine. Sunt cumva prima? Ar trebui un bonus, deci dacă nu primești sunt... bonus decât la crown win, acolo contează cu adevărat. Uită-l pe capibara. Așa e crown win-ul, Cristina, o să pierzi. Eu sunt capibara. Hai mă, că am șanse. Eu sunt capibara. Stai să vezi dacă mă calific eu. Au. Dacă mă calific eu, Cristina, mă calific eu, nu o să faci crown win. Stai să vezi capibara. Hai mă, că stai. Capibara. Ăsta e mai varză decât mine. Mă, oameni buni, deci de când n-am ajuns eu pe primul loc? Ia ziceți-mi, de foarte mult timp. Dar contează foarte mult și contează foarte mult și doar la ta contează crown win-ul. Ai mai ajuns așa pe primul loc, dar la crown win mereu ai tu să faci feclă cu varză și cu bâte. Dar dacă mi-e pică fix același? Pe aceeași planșă pică de trei ori. Oh, șmecherie! Bun, haideți că mai mă... Dar stai puțin, câți erau banii pentru crown win? 12 lei. Hai mă! Cum să fie 12 lei? Stai mă, pleacă de aici! 50 de lei. 50 de lei. Dar ai cam scârțuit-o, parcă eu data trecută am decogeat pe 100 de lei. Nu, asta a fost altă dată, acum un an. Hai mă, Felix, încerc tu aceste mostrare. Of, Doamne, cred, important cred, e să cred, mă calific. Cred că putem și pe 100. Stai că sunt doar 4 și trebuie să mă calific. Barbie, te rog frumos. Putem pe 100. Barbie, ți-e o rochiță la sfârșitul acestui video dacă faci bine aici. Fii motivată! Dacă o rochiță nu te motivează, ce te motivează, femeie? Haide! Putem, pe o să fără probleme. Putem, fără probleme, din partea mea nu e nicio problemă. Opa, hai mă! Nu e nicio problemă. Mersi, Felix, că mi-ai dat niște sfaturi super înțelepte data trecută. Ia uitați, oameni buni, tocilar am fost, dar se pare că mi-au rămas în cap toate sfaturile. Camerului și sunt prima? Nu, sunt patru în fața ta. Ai de mine, de ce mi-ai luat bucuria mea de o secundă? Da, ești prima. Nu! Oh, cât, dar înseamnă că ești mult mai în față dacă sunt așa. Uite acolo. Băi, nu cred, oameni buni. Cum facem să avem puțin mai multă viteză aici? Ia uite cum sar. Auleu! S-a calificat doi.
Certificat 3, da. Da, ți-am zis. Nu, nu, nici măcar n-am ajuns la Crown. Da, următoarea plajă, că așa ajungi, una din fiecare. Eu ți-am zis, Cristina, o singură sfeclă ți-ai făcut. Escape. Mi-am făcut salată de sfeclă, deci, ha? O singură dată, escape. Escape. Hai mă, că nu merge. Așa. Deci, va merge. Deci o singură dată, ți-am zis, o reușit și la prima, dar la a doua nu mai reușit, ți-am zis că de la bucket mai am. Deci, știi care e faza, Cristina? O greșeală dacă faci în jocul ăsta, adios, covarză. Deci, șmecherai să nu faci o greșeală. Ai avut un noroc să faci mai o greșeală sau două, dar asta ai făcut 17. Nu cred. Deci, scopul e să nu faci greșeli. Țineți-mi pumnii, oameni buni, se îngroașă gluma, e deja început să fiu super încrezătoare. Daină greșaină. Nu cred. Ce plan și asta? Ce plan și asta, bă, fraților, și măcar nu știu ce se întâmplă aici. O, bucket, asta nu știu. Ce-am bucket? Vai de cap meu. Hai să vedem. Ce este că banana aia nu cred că e bună. Dar nu știu încotro trebuie să o iau. A, pe aici, cred că. Stați, mă! Trebuie să nu te atingă cineva, că te infectează. Aaa, fiecare are o spatulă. Bun, și pe unde o luăm? Să nu te infecteze aia. Să nu mă duc după ăștia. Să nu atingi pe ăștia, ideea. Bine, dar nu-i ating. A, nu, te trebuie să-i lovești pe aia. Să-i lovesc? Hai că mă duc pe chestiile astea. Pe meduzele astea. Click! Cumva, nu știu ce te întâmplă. Cred că să nu atingi, să nu te atingă aia, da. Da, mă, dar unde trebuie să merg, că n-am nicio săgeată? Nu vezi că 7... A, trebuie să mă duc pe podium! Nu vezi că 7 infectați, când arunci cu găleată ești infectat. Nu trebuie să duci pe podium, Cristina, pleacă de aici. Trebuie să mă duc pe la când te atinge la găleată ești infectat. A, și care e scopul? Să fugi, să nu te atingă unul găleata. E super ușor, dar trebuia să mă duc să-mi stau într-un colț. Nu este super ușor, pentru că sunt 11 infectați și ăștia sunt toți player și la un moment dat... Na, super ușor, super ușor. Ah, cum vrei. Super ușor. Haide. Sunt eu. Și mă infectează și tu pe alții. Ca să câștige echipa mea. S-a pus pe E? Da. Și la ce mă ajută E-ul? Dai cu spatula să infectezi. Ah. Na, ai pierdut. Oh my god, hai, ia, acolo este încă un jucător. Ah, dar mă duceam pe el. Na, asta, ideea era, super tare. Ideea era să infectezi pe toți, dar ai pierdut. Eu crezut că trebuie să mă duc pe podium. Atinge pe asta. Ah, te-ai infectat cu cineva? Na, eu zic, vezi că te-ai infectat toți, Cristina. M-am prins. Băi, deci dacă tu nu ziceai, eu mă duceam pe podium și stăteam acolo pe locul întâi și mă gândeam, n-am câștigat. Știi? Uite, uite pe asta. E frumoasă ești. Hai mă. Na, ideea este că mai vreau încă o dată să joc planșa asta. Acum știu. Una din fiecare următoare. Păi, bă, ce? E rotația, așa, ce? E, așa e regulat, n-am câte o regulă. Păi nu, că nu ne mai dăm încă o dată pentru Crown Win. Acum m-am prins. Mergi la următoare și tot așa prin rotație. Păi stai, nu ne mai dăm încă o dată. Prin rotație, câștigat ăsta. Oh. Și la locul ăsta câștigi direct Crown Win. Ah, ce? Cum adică? Da, escape. Păi mai câștigat 5 lei. Nu cred. Ați explicat, o joci pe ultima și după aceea n-am avut. Rotație. Nu, play, că n-am avut. Ți-am zis. Dar n-am știut de la început. Ultima. Dar trebuie să-mi toate regulile. Păi ce reguli să fie? De la început tot, eu nu m-am priceput. Joci una din fiecare. Ce, la planșă sau regulile? Da, la planșă, că n-am știut despre ce era vorba, era planșă nouă. Păi trebuia să citești acolo ce scrie. Don't get infected, Cristina, fugi de aia. Așa scrie acolo. N-am citit. Bă, fraților. Stați că pe asta o știu. Nu știu. Să nu cădem. Și asta o singură dată și facă Crown? Nu. Nu cred, nu? Asta 3. Asta 3? 3 de același fel? Da. Oi, Doamne. Unu săracu, deja s-a prăjit. Băi, fraților. Hai tu, hai Barbie, fă-ți tu ceva, că ți-i frumoasă ești, dar doar atât. Da, Feliza nu e doar frumoasă, este și ambițioasă. Calificată, uite-te, vezi? Și norocoasă. Și foarte norocoasă. Cocolișilor, ce părere aveți? Cum mă descurc aici? Eu zic că trebuie să facem mai multe episoade ca să-mi câștig mai multă experiență. Dar nu, dacă jucăm așa multe episoade, tot să primești tu bani, atunci o să fie, dacă în zile care nu faci crime, dai mie bani. Hai mă, că devin lefter aici. Păi așa te face viața asta, musă. Stai să văd dacă mă las pun, băbiță. Bun, am noroc, e aceeași planșă. Suntem mult mai puțini. Bă, ce skin-uri au ăștia. Ce cu banana așa de strălucitoare? Ia să văd aici ce face tu. Aha. Uite, hai, ia numărul de aici, dă-mi la, lasă-mă în pace. Ia uite, că sunt printre primii. Ia uite ce bine mă descurc. Mamă, stai. Aici cum era, dublu space? Da, dar nu poți jos, să sus. Ce, jos? Nu se poate. Mai greu. Da. Auleu, mersi de sfaturi, Felix. Mai ai vreun sfat așa dintre ăsta înțelept? Că acum... Fii mai priceput. Ai zis că da cu calatele. Vai, nu cred. Asta e fat priceput, să nu atinge aia. Ai de mine, stai. Deci poarta asta n-avem voie să o atingem. Dacă te pleznește. Băi, mă, cam pleznesc ăștia. Cam folosesc emojuri dintre astea, nu-i corect. Auleu. Mersi, Felix. Mersi de sfaturi. Doamne, suntem atât de puțini. Țineți
pumnii. Sunt calificată și am ajuns la Crown, nu vine să da, cred. Da, aici este osul. Aici contează, pentru că ăla dinainte știi cum a fost ușor. Stai să vezi aici. Bă, ce față are SpongeBob ăsta, eu credeam că e SpongeBob bun, ia uitați-vă și voi. De piatră, na, că n-ai vrut să-ți iei emoji-ul și să dai și tu caratele cu chestii. Și n-am? Păi n-ai, că nu ți l-a dat trecută când ai zis, eu nu-mi trebuie. A, nu, nu, adică acum. Nu, erau deja selectate și n-am niciuna. Nu, dar alții au caratele. Oh, da, deja încep să mă stresez. Dai cu piciorul în aer. Stai că a venit ursulețul ăsta la mine. Hiu-i de mine, nu cred că am reușit. Vai de mine. Doamne, nu știu cum am făcut asta, deci nu știu cum, disperarea în ochii mei, ați văzut-o? Nu mai pot. Nu s-a descalificat, vezi că le-a dat caracele. Frate, aici sunt la Crown. E la Crown, deci... Sunt la Crown. Câți mai suntem? Suntem puțini, ha? O, mai trei, mai seasă și câștigi. Vai, deci nu mai pot. Mai bătă aici de emoții. Oh, nu! Ce fraie a fost, cum am putut să fac așa ceva? Escape. Mi-e să plăbi. Hai de cășează, efectiv, acum câștigai că văd că-ți varză ăștia, de clip. Am crezut că am câștigat că ziua mai de la prima water park. Bun, haideți că la ăsta cred că am șanse. Deci la ăsta ar trebui să am șanse, bă, fraților. Știi, Cristina se stresește. Pentru că se stresează pentru că ea la Crown Win sare în laser. Deci, nu știu, cred că a fost presiunea examenului. Doar trebuia să mai sară de două ori și câștiga că erau la fel ca ea. Deci acum ai încredere în mine, că aș fi putut. Păi nu, ai fi putut, dar nu poți. Ia să te văd. Nu, că la Crown Win începe stresul. Da. Deci totul ține de psihic. Deci prima o trece bine, a doua e posibil, a treia sfeclă. Așa e posibilitatea. Ia uite, ești direct înapă, ia uite. Ai, de bine. Deja crede că e Crown Win. Nu-i Crown Win, Cristina. Stai mă, că mă grăbesc aici. Stai să nu mai apeși așa repede dublu space. A, da. Că ți-am zis de când te-ai născut. Primul lucru ți-am zis. Ai venit la mine la maternitate nu-i și mi-ai spus. Nu-i Crown Win, Cristina ăsta. Dar nu știu ce mă stresez. Space, ca să vezi în burtă. Aaa, ăsta e iarăși un sfat super fain. Nu-i Crown Win, Cristina. Dar pe unde m-a dat? M-a dat în altă parte? A, tot aici. Bun, băi, oameni buni. Nu-i Crown Win, Cristina. Stai să vezi că Barbie asta se stresează. Așa suntem noi fetele, fel ne stresăm. De ce nu putem și noi să fim mai ca băieții, mai așa mai relaxate? Luăm totul atâta de în serios. Nu-i Crown Win, Cristina. Da, dar doar 8 putem să ne calificăm. Adică nu mai se plește, că nu-i Crown Win-ește. Hai, măcar să-l întrec pe ăsta. Ha-ha! Ăsta nu a avut să-i dea un gamer sfat. Nu știa că trebuie să dai dublu space. Haideți, oameni buni, că mă descurc. Acum și vezi cum se... Ca popcorn-ul se califică ăștia. Stai mă, că i-am mai trecut pe câțiva. Mai trecut pe unul. Hai să mai întrecem încă unul. Hai că vine Barbie. Dar să vezi că o să-i treacă. Calificat unul, s-a calificat doi. Hai mă, faceți o greșeală, mă. S-a calificat trei. Da, exact. Hai că l-am trecut pe ăla. Bă, scheletule, bă! Barbie vrea! O, nu cred că mă întrece scheletul. Mă întrecu scheletul? Nu. Deci câștigai dacă nu... Of, Doamne! Ok, te mai las să mai faci aia cu infection, că aia e direct Crown Win și atâta. Da, da, da. Și la ăla câștig? Dacă câștigi Crown Win, nu? Doamne, țineți-mi pumnii. 5 lei. Țineți-mi pumnii. Țineți-mi pumnii, oameni buni, am nevoie de pumni. Leave, escape. Leave aici. Atâta tot, că văd că nu merge. Efectiv, acum dacă mai dai un space, te calificai, dar știi cum este, ai înlovit a doua. Ăsta, da? Play. Nu de aici play. Celălalt de play. De la I acolo se citește, scrie, că am zis că nu citește. Nu, lasă. Poate că mai scrie ceva. Sfaturile. Dar poate mai scrie ceva, lasă treaba ta. Poate mai scrie ce să faci după ce ești ultima sau ceva. Lasă așa dacă n-ai vrut. Ce? Nu, că după ce ești ultima câștigi. Și primești banii, nu? Poate să deschid o portiță undeva care să mergi să salvezi de ea. Lasă așa dacă n-ai vrut. Oh my god. Eu zic, citește, Cristina zice, merge după instinct. Hai să te văd. Am nevoie ce de mulți pumni strânși, oameni buni. Hai să vedem cum o să mă descurc. Deci cât era? 100 de lei dacă câștig și încă 5 lei pe care am câștigat deja. Bun. Hai să vedem. Avoid buckets. Și dacă nu faci crowd, nu primești nimic. Așa da, da. Dar dacă aș sta doar aici? Faci ce vrei. Ia pasă pe ea. Pasă pe ea. Au, nu, că vine ăsta la mine. Ăla n-are găleată. A, și ce-mi făcea? Nimic, s-a ascundea și el. Ba, nu cred. Ba, da. Păi hai să mă ascund aici. Nu cred că vine. Hai, ăla mă. N-are găleată. A, deci numai pe găleți. Am înțeles, avoid buckets, nici ăsta n-are găleată. Da.
A, dar faza este că ne batem unii pe alții. Păi ca să te... Dai, de să dai cu spatula. Aha, pe E? Da. Hai, de mine trebuie să mă uit unde e ul ăla, e foarte complicat. La lăsați-mă, bă, în pace. Hai de mine, nu cred. Am fost într-o secundă. Ce bine l-ai tu acolo sus. Stai, mă, că vin gălețile. Deja sunt infectată. Na, Cristina, în episodul ăsta nu câștigă nimica. Veniți aici cu like, cu forță. A fost distractiv cât a fost. Hai să mai facem. Ne vedem suntem data viitoare. Sunt... Da, da. Vreau, sunt motivată. Vreau să mai facem. Așa-mi place, 0 lei. Pa, pa.